DNA cere arestarea unei judecătoare din București suspectată de luare de mită. Procurorii din cadrul secției de combatere a corupției au dispus astăzi punerea în mișcare a acțiunii penale. În contextul judecării unui dosar penal ce privea săvârșirea unor infracțiuni cu violență, inculpata Burlan Pușcaș Elena, în calitatea menționată mai sus, a primit în perioada 2009-2010 de la 4 dintre inculpații vizați de cercetarea judecătorească, din care 2 cercetați pentru tentativă de omor calificat, suma totală de 50.000 de euro. Potrivit DNA, banii respectivi au fost primiți de magistrat pentru a le ușura viața inculpaților. Astfel a fost înlocuită măsura de arestare preventivă, iar suspecții au fost eliberați cu obligația de a nu părăsi localitatea de domiciliu. În februarie 2010, judecătoarea a mai cerut 50.000 de euro pentru a pronunța pedepse cu suspendare pentru toți cei implicați în dosar. Ulterior, în urma apelului, cei doi inculpați, suspectați pentru infracțiunea de tentativă de omor, au primit închisoare cu executare de 8 ani, respectiv de 7 ani și 6 luni. DNA precizează că judecătoarea beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție.